dimineața, bună dimineața! Sunt Patricia Pop, prima persoană care traversează țara la volanul unui tractor. Iar faptul că această emisiune îmi oferă posibilitatea de a cunoaște oameni, pe mine mă îmbogățește sufletește enorm. Uneori, încărcătura emoțională din poveștile fermierilor mă face să vibrez până la lacrimi, alteori pildele mi se par extrem de profunde, însă dintre toate, exemplele lor de viață le consider cele mai valoroase. Asta pentru că ele chiar pot folosi tinerilor care își caută drumul. Practic, fiecare dintre noi învățăm din experiențele celorlalți, iar faptul că unii sunt de acord să le împărtășească cu mine, cu voi, este doar de apreciat. Niciodată de judecat. Încercați să luați din aceste mici crâmpeie de viață doar ceea ce vă folosește. Atât. Înainte de a finaliza sezonul 2, vreau să revin în ferma domnului Grigore Dobraș, zis Certezanul, fermierul cu 9 copii și 13 nepoți, a cărui poveste v-am prezentat-o în ziua de 1 decembrie. Vă reamintesc că este crescător de oi și vaci, un om harnic care, acolo unde a pus mâna, a făcut doar treabă bună. La momentul vizitei noastre, când soarele deja apusese, întreaga familie muncea în sera cu tomate. Am intrat să-i cunosc în zumzetul, energia și marea de plante verzi frumos dirijate pe araci, care acum stăteau la copilit. Impresionantă imagine, spectaculoasă cultură și veți afla imediat și secretul ei. Domnul Grigore Dobraș lucrează la nivel mare în toate sectoarele de activitate și am ajuns aici la roșii. Pe ce suprafață aveți cultura de tomate? Pe 45 de are. 4500 de metri pătrați? 4500 de metri. Cam câte fire ați spus? Aproximativ 20 și ceva de mii de... Vă ajută fetele? Toată lumea, toată familia muncește în seră? Cum recunosc, v-ați împărțit recunosc activitatea? Ajutorul lor, dar eu mă dau că eu le ajut. Da? Serios? Da, cu ce mă le dau ajutați? Mare că le ajut eu. Cu ce le ajut? Da, ia spuneți. Păi, pentru ca să se bronzeze, multe femei dau bani. Să meargă la solar, bani grei, nu? Să meargă, da. Și eu nu le iau nimic, eu le lăs aici să se... Să se simtă da, bine, să nu? Să se simtă bine și să arate și bine până la urmă. Deci eu fără bani le lăs aici să își facă treaba. Roșiile astea arată foarte bine. Ce soiuri ați pus? Avem 3 soiuri aici și, ca spus că arată foarte bine, din un motiv care eu susțin cu tărie, azi iarnă, poate că nu va veni să credeți, sau poate la puțin. Așa, ce ați făcut azi iarnă? 1000 de oi cu 1000 de mei au crescut aici azi iarnă. Aici, a, o trăit bun. Azi iarnă aici. Și o fertilizare naturală cu gunoi de oaie. Bun, deci ăsta este secretul Care arată cultura atât de bine. Exact. Bun. Asta este esențialul. Dar asta nu poate nimeni răsturna asta ce vă spun. Uite, asta este, da, în nu s-o dat niciun gram de îngrășământ chimic. Deloc, absolut. Aia să am eu o treabă noci, dacă s-o dat ceva îngrășământ aici. Bun, dar în momentul în care ați făcut sera, v-ați gândit să faceți treaba asta, să aduceți oile peste iarnă? Să fac 2 într-1? Da. Să vă spun sincer, da. Și ați avut viziune, da. Ați făcut o chestie grozavă. Că de regulă oamenii nu își fac sere toată lumea la fel. Pe suprafețe mici și nu se gândesc că ar putea pune și animale care să le îngrașe solul. Grozav, foarte bine. Producție... Slavă Domnului, o să aveți. Ce faceți cu roșiile? Încercăm să le facem o promovare cât mai corectă. Așa. Ca să ne caute lume și din motivul de care... Le și prelucrați? Nu. Nu, le vindeți proaspete? Da, le vindem, dar încercăm să spunem că sunt mai bune ca... Alte roșii de pe piață. Exact. Pentru că fac dovada. Eu fac dovada și sunt mulți apropiați care știu clar și am pus pe chestiile astea, cum să spun, pe internet că ce a fost azi iarnă în Serlete. Cine e doritor să caute, să vadă ce a fost azi iarnă aici. Bun, deci avem garanția că la dumneavoastră se găsesc naturale, naturale. Chiar fără minciună.
Fără minciună. Da. Dar nu v-ați gândit, dacă tot ați dezvoltat și sectorul zootehnic, și cultură mare, și legumicultură, procesarea legumelor, v-ați gândit la treaba asta? Nu-i pe primul plan. Deci conserve. Am alte lucruri mai importante. Eu fac lucrurile care mi se par mai importante prima dată și după aceea când le vine rândul altele. Privindu-l pe domnul Grigore Dobraș cu statura sa impozantă, vorba clară și răspicată, privirea tăioasă și atitudinea fermă, ai spune că despică munții și, cu siguranță, când vrea, mișcă lucrurile în jurul lui. Însă tot el își scaldă sufletul în lacrimi atunci când vine vorba de copii și nepoți. Și ce priorități ați avea? Ce ați vrea să faceți? Care sunt obiectivele așa pe termen scurt? Ce obiective? Da, ce v-ați propus să faceți în viitor? Să-mi întregesc familia. Păi văd că sunt toți acasă, îi țineți foarte aproape. Cum reușiți? 9 copii, 13 nepoți și spuneți că toți sunt aici, cu dumneavoastră. Îmi vine să... plâng. Până acum nu au fost toți aici. Astăzi pot să spun că am 13 nepoți aici. Și cei 9 copii aici, acasă. Astăzi. Până acum n-am putut să spun. De ce? Ce scuze? S-au risipit în lume? Ce s-a întâmplat cu ei? Au plecat să lucreze în altă parte? Da, și în altă țară, și în altă parte, și în alte țări. Da. Și azi îi aveți pe toți aproape? Astăzi. Și cât rămân? Eu aș vrea pentru totdeauna, eu. Și rămân sau s-au întors? Adică sau au venit doar în vacanță? Nu, nu e vorba de vacanță aici. Au venit la cererea mea. V-a fost dor de ei. Da. Și ca să facă diferența între unde a fost și ce este aici. Da. Ce au lucrat? Ce lucrează în afară? Tot în agricultură? Afară lucrează ce le spun alții, aici ar putea lucra exact ce dorezi. Și ar munci pentru dumneavoastră, pentru familia lor? Nu, pentru mine nu trebuie să muncească nici unul. Nici unul. Pentru ei. Pentru mine nici unul. Eu pot să le fiu de folos lor, dacă mi-ar da voie, să accepte ajutorul meu, dar eu nu aș avea nevoie de... Deci pentru mine nu, e pentru ei. Ce așteaptă acasă aici? Aici îi așteaptă acasă și îs aici o foarte mare dăruință pe care pot să le-o doresc din tot sufletul. Bine, pe lângă iubirea noastră de părinte, le oferiți și o afacere foarte mare. Da? Aveți 2000 de oi, 200 de hectare care înconjoară casa, pensiunea agroturistică pe care o aveți. Această seră foarte frumoasă, ce mai aveți? Ce le mai puteți dărui? Familia mea este formată din 9 copii, 8 fete și un băiat. Treisprezece nepoți. Și acum, ce pot eu să spun că i-ar motiva să lasă în pace tot străinătatea. Toată străinătatea și tot ce o crezut că sunt câini cu colaci în coadă prin străinătate, sunt 300 de hectare de teren în proprietate, sunt încă atâtea în diferite contracte de arendă, de închiriere, de așa mai departe, sunt 2000 de oi în familie, sunt 5 hectare de vie, sunt 150 de vaci, e ce vedem aici. 4500 de metri pătrați de seră? Da,
Și ferma Catare, e o pensiune, o pomicultură de 7 hectare de meri. Plantație. O plantație. Alte 6 hectare jumate de nuci, care este gata, făcut, plantat pentru asta, pe proiect europene, pe proiecte, ambele proiecte. De unde ați avut atâta energie să faceți atât de multe lucruri? Dacă îi spune exact ceea ce am trăit până la vârsta de 55 de ani, de la 14 ani, o să le vină să creadă la mulți, nu numai dumneavoastră. Eu încă n-am fost într-un concediu în viața vieților mele cu nevastă mea, niciodată. Prin program prelungit. Păi și mai rezistați așa? Ambiție încă mai, nu știu cât, dar mai încă funcționează. Mai. Da, aș vrea să predau. Acum, de-aia vreau să spun familie. Da, ia. Ca să vreau să îi pun și eu să mă trag la jumate norma, dacă s-ar putea și la un sfert. Să facă ei precum și ei, copiii, o făcut, fetele, împreună, ei, toți, au făcut ce este, ce se vede aici, nu-i... Deci, ca investiție am făcut eu, dar acum, ce se vede acum, munca asta este munca făcută de munca lor. Da. Da. Spuneați că ați trăit multe de-a lungul timpului, foarte la multe. Vârsta asta. Da, chiar foarte multe. Prin ce probleme ați trecut? La un moment dat, dacă vreți să... Acum nu, sunt mai relaxat. Dacă vreți să, mă spun, să vă spun, să vă recunosc cu adevărat, să poate și verifica cine e în măsură să... Deci, 8 rate pe lună, 8 rate la bănci, rate care le-am făcut credite, în fiecare lună, acum când vorbim, dacă aș strânge tare și aș fa niște eforturi să reușească, le-aș putea închide, nu nicio problemă, dacă ar vrea ei lucrul ăsta, dar nu merită, n-ar merita închisă, pentru că acum le pot duce mai ușor. Dar a fost foarte greu, cu 8 rate pe lună, pe lună. Asta înseamnă stres. Exact, până exact. Nu e ușor, nimic aici, nici nu a fost. Dar de acum înainte ar veni ușurătatea, dacă ar vrea cineva să înțeleagă. Asta spun din toată inima. De acum înainte ar începe ușurătate în familia Certezano. De acum înainte. Bun, deci fără concediu, stres la maxim cu 8 da. Rate pe lună. Și cu program prelungit. Adică zi lumină de muncă. Exact, exact. Da. Să vorbim și despre familie, că e important. Până la urmă, ei sunt nucleul și ei sunt și motorul a tot ceea ce se întâmplă. Și viitorul. Aici. Și viitorul, clar, da. Da. Să mergem, pentru că dumneavoastră ați pregătit ceva. De fapt, masa de seară pentru familie. La da. Care o să ne alăturăm și noi, ne face mare plăcere să vă însoțim și să povestim un pic și despre familie. O să povestim și despre familie și despre tot ce este în jurul familiei, fără niciun fel de reținere. Ok, haideți! Am apreciat simplitatea, onestitatea și căldura cu care și-a deschis inima, casa și bucuria cu care ne-a primit la masă. Cu focul să-mi zic. Nu avem voie să facem numai lemn pe lemn, știi? Vă arătăm și camera pe măsura familiei. Ia să vedem. Haideți să vedeți. Familie numeroasă, mâncare multă, nu? Provizii multe. Wow! E aici ca la o fabrică de mezeluri. Astea sunt lucrurile care sunt făcute toate aici, în fermă. Mm-hmm. Da. Ia, enumerați așa, cam ce sortimente aveți, cam ce produse? Păi, facem tradiționalele noastre șunci. Jamboanele astea. Așa, extraordinare, facem da. Lucrurile care sunt făcute toate aici, crescute aici,
tăiate aici, afumate aici. Aducem încă ceva pioșii vânător, mai aducem ceva vânat printre el, mai băgăm și facem un salam, facem un parizer, facem... Deci, bunătăți pentru familie. Pentru toată familia. Dacă am îndrăznit să avem și o familie însemnată, trebuie să avem grijă de ea, nu? Corect, da. Că atunci ne părăsesc. Da. Și așa. Dar nu din cauza asta. Nu din cauza asta. Din cauza unora care, care îi cunoaștem toți. Nu prea au făcut niște legi favorabile pentru oamenii cu adevărat care muncesc și care cu adevărat se luptă pentru supraviețuirea și pentru bunul mers a țării din care facem parte. Acum o să pregătim o pastramă de oaie. Nu-i chiar oaie, că e un berbecuț, un berbecuț de câteva luni. Cam asta mâncați, de regulă? Noi mâncăm și altceva, nu numai asta, dar asta... E plăcerea da. Maximă, nu? Deci asta este adevărata mâncare a ciobanilor. Adevărata mâncare a... Păstrama de oaie. Cam asta e pe primul loc. Ia să vedem, pastrama asta e condimentată? Da. Numai sare. Altceva, nimic absolut. Numai sare. Materia primă contează foarte mult. Asta ne place. Da, da. Vezi că și asta trebuie să știi cum să o frigi. Cum să frigi? Că dacă și... o frigi prea tare, ai dus sucul ăla din ea și salut. Gata, se uscă. Da, nu-i mai bună. Știi că tot am încercat, dar n-am putut să fac așa pastrama când mâncam la specialist. Pentru aceste câteva ceasuri împreună, pentru a vorbi despre cele mai profunde sentimente care l-au mânat în viață, vreau să-i mulțumesc. Mesajul lui reprezintă glasul multor părinți care ar vrea să-și țină copiii și nepoții acasă. Grigore Dobraș, zis Certezanul, este unul dintre fermierii care chiar are ce oferi următoarelor generații, însă nu toți au reușit să se realizeze la acest nivel și resemnați își văd odrazlele de la distanță pe ecranul unui telefon sau nici atât, le aud doar vocea. Pentru aceste drame și pentru dorul de casă, de România, încerc să fac tot ce-mi stă în putință și să vă determin să strângem rândurile și fiecare, cum poate, să fie mai bun acolo unde trăiește, pentru a face din țara asta un loc mai bun. Am primit multe mesaje de apreciere pentru fermierii pe care i-am vizitat. Sunt discuții reale, fără regie sau scenariu, cu aspecte de viață, așa cum le-am surprins, iar cele mai multe exemple chiar spun ceva despre România. Spun că țara asta este în plină dezvoltare, că multora le merge bine, că din agricultură nu se moare de foame, că îți poți crește copiii muncind în acest domeniu, că familiile unite care predau ștafeta de la o generație la alta pot contribui real la dezvoltarea comunităților rurale. Chiar e important ce facem și ce lăsăm în urma noastră. Cam atât pentru azi. Pe curând!